Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spunem în această seară din studioul Capital TV. Vă invităm în cele ce urmează la o nouă emisiune sub genericul 7 zile, de data aceasta avândul l ca invitat pe domnul Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan, căruia îi spunem bună seara și bine ați venit în studiourile noastre, domnule primar. Bună seara dumneavoastră și tuturor ascultătorilor postului KTV. Domn primar, cred că și la Vulcan este la fel de cald ca și la Petroșani, nu? Un pic parcă mai cald. De ce? Pentru că este vulcan. E vulcan. Da, și emană întotdeauna lavă, sau și, permanent. Și are mai multă căldură. Are mai multă căldură, are mai multă sigur căldură. căldură. Da, întotdeauna vulcanul a da. mai da. multă uh, căldură. Domnule primar, chiar dacă e cald, am constatat uh, în zilele trecute că în vulcan se lucrează intens. Se lucrează intens și uh, v-aș ruga ca la început să discutăm puțin despre lucrările pe care le aveți în momentul de față, cele în curs de executare. Da, aș pleca de la ce a spus dumneavoastră, este cald și se lucrează intens, este o regulă în construcții, constructorii, iarna se hodinesc, și vara lucră, când e timp frumos, n-ai cum să lucri pe îngheț și pe zăpadă, cu ciment, cu betoane și cu zidării și cu toate astea. Deci ne-am intensificat acțiunile pe timpul verii, începând din primăvară, după ce s-a dus zăpada, ne-am intensificat în cartierile unde avem programate câteva lucrări importante, în municipiul Vulcan și desigur majoritatea vulcanenilor știu că suntem axați pe unul din cartierele uh, cele mai vitregite până în prezent și anume cartierul Cocoșvar, unde într adevăr uh, n-au fost făcute lucrări de foarte mulți ani, uh, dar sigur uh, trebuie să spunem că este un complex de lucrări în acest cartier, doar nu numai uh, să facem câteva străduțe și cu asta am finalizat. Nu. Aici am avut un complex de lucrări. În primul rând am reușit să finalizăm lucrările de alimentare cu apă a coloniei, da, propriu-zis, să formidabil, sigur și că, da canalizarea, și canalizarea și cine a dorit și au introdus și gazul, după care am venit și am făcut instalațiile de iluminat public. Și sigur ulterior a rămas, să venim să facem și, și uh, acum asfaltarea bă, bă, aici, da? uh, Iluminatul public l-a rezolvat și în octogon peste tot acolo. A, exact acolo, chiar acolo. A, exact avem, acolo, avem, acolo, da. Am că acolo, am avut acolo probleme erau erau mari deosebite. probleme, sigur, știi? da. Deci, am venit și am făcut și partea de infrastructură rutieră în acest cartier. Momentul de față, lucrăm la două străzi, sau mai bine zic chiar la trei străzi, lucrăm în continuare, până în toamnă, până în luna octombrie, trebuie să fie finalizate toate lucrările în acest cartier Cocoșvar și, desigur, așa cum spunea și dumneavoastră, implicit în, în cartierul octogon, unde realizăm sau repunem în funcție acea fântână pe care da, să spunem, am abandonat o perioadă din cauza conductelor care, din care era făcut această fântână ruginite și sigur înfundate cu măruntă. Sigur, toate aceste au venit în contextul în care trebuia să ne apucăm de realizare a lucrărilor în acest cartier, pentru că nu s-au făcut uh, nici, nu a făcut nicio lucrare în acest cartier și atunci era sigur era nevoie să cuprindem uh, toate lucrările din acest într-un singur complex de lucrări. Păi mă, mă gândesc că dacă nu s-au făcut lucrări în anii din urmă în acest cartier, probabil datorită lipsei de bani. Mă gândesc păi și cum ați, de bani. Cum ați reușit să lips, faceți rost de fonduri? Și lipsei de bani, dar trebuie să spunem că uh, nu au fost făcute eșalonat aceste lucrări. Nu puteam să uh, asfaltăm sau să punem pe o stradă asfalt dacă nu a fost făcută canalizarea. Sigur, după cum au fost și fondurile. Știți bine că de multe ori am început o lucrare, să dau un alt exemplu, am început o lucrare de introducere a canalizării și alimentării cu apă și între timp a venit un alt proiect pentru infrastructură rutieră, ăla de canalizarea s-a răgănat și am reușit să facem mai repede asfaltarea, iar după care am venit și am tăiat înapoi asfaltul. Deci nu este corect ceea ce se întâmplă uneori în asemenea lucruri, și atunci, sigur, nu am atacat aceste lucruri până când nu am fost gata cu lucrările de asfalt. Am lăsat uh, un an de zile ca terenul să se taseze, să nu avem neplăceri ulterior de modelare a asfaltului și sigur să putem uh, să începem lucrările în condiții uh, foarte bune. Eu zic că acest cartier, când va fi uh, gata, cu echipament stradal cu schimbat tot iluminatul public, se schimbă cu lămpi moderne cu leduri și sigur trebuie să acceptăm că este un cartier destul de liniștit este colonia uh, minerească în zona respectivă cu cele cinci străzi uh, paralele, uh, stilul ăla de uh, colonie cu cum este la Petrila, cum uh, este la... Un cartier cu care stau care de, o viață, acolo. Stau de o viață acolo. Așa cum spune, stau de o viață acolo. Sigur, eu zic că uh, am reușit să facem ceea ce... Uh, le place și oamenilor și să fie o liniște, să se simtă Acropo oamenii bine în acest oameni, cartier. Am înțeles că dați o mână de ajutor și celor care au garaje acolo în zonă, ca să, poate este. să, să poată să, aib se acces poate să aibă garaje. acces la Iată că vezi, și aici s-a întâmplat un fenomen. Momentul în care a fost, este o distanță de la drum până la garaje, drumul nu poate să meargă după cum erau ele construite atunci și umpluturile care au fost făcute, trebuie să menținem un anumit nivel în zona respectivă la drum și atunci s-a făcut o, o discrepanță între drum și accesul la garaje, făcând o treaptă mare de circa un metru, un metru și jumătate uneori și atunci trebuie să venim în sprijin oamenilor să facem acea pantă domolă ca să poată intra și patente. omul la garaj. Sigur, cu și cu neplăceri la unii că, sigur, ați venit acum că trebuia să faceți mai demult, Adevărat. Știți, Dar s-au venit, așa cum spuneați. Noi... Cum am făcut rost de bani? Aici s-au investit foarte mulți bani în acest cartier. Sigur, am făcut proiecte. Am plecat cu ele la București în comisia guvernamentală și acolo, sigur, s-a primit după importanța acelor uh, drumuri și acelor cartiere, uh, la care, sigur, am avut un mare, un mare avantaj că a fost colonia unde n a fost niciodată asfalt. Și că am reușit să facem lucrările premergătoare, introducerea apei, introducerea canalizării, a iluminatului și așa mai departe în acest cartier. Și sigur a contat foarte mult că uh, acum urma să se facă și asfaltarea. Iată că am obținut banii de la guvern pe dezvoltare rurală și uh, în acest sens acest cartier a fost făcut uh, canalizarea pe fondurile, rurale, pe fondurile urbane am venit și am făcut uh, drumurile și am îmbinat uh, toate acestea ca să putem obține că niciodată, să știți, nu se va obține uh, fonduri imense ca să poți face toate lucrurile dintr-o dată. Și atunci le-am luat treptat. Și iată că până de în prezent reușim să facem. Pe criteriu priorității. Da. De regulă găsiți audiență când mergeți la autoritățile centrale? Uh, da. da pe, cinstite. Pe, pe cinstite. Uneori da, uneori nu. Uneori trebuie să vă spun că nici ai noștri nu ne ascultă. Da. Păi, sigur, noi avem rădare. Mare. Noi avem rădare pentru că mergem cu un scop. Ne dau afară pe ușă, noi intrăm pe geam. Deci intrăm din nou și apelăm. Uneori am apelat și la. Parlamentarii noștri să vină cu noi de mânuță și să mergem înăuntru la cabinetele ministrilor pentru a rezolva aceste probleme. Dar, trebuie să spun, o, o mare, mare responsabilitate, să-i spun, în acest guvern a avut o Dragnea. Dragnea, care este un om cu picioarele pe pământ, un om care știe administrație și am fost primiți de fiecare dată concret, la el nu puteai să mergi cu povești la Dragnea se mergea concret, pe lucrări ce vrei să faci acolo, cât te costă câți metri, cum e suprafața ce ai făcut până acum, unde, câți locuitori acolo, ce, domnule știi cum, ca la carte și mie îmi plac chestiile astea când avem de discutat pe o temă oarecare și am fost sprijiniți am fost sprijinit și a spus: Fă, până aici și îți garantăm și celelalte. Și așa este. Mergem în continuare? Am primit deja răspunsurile că da, se vor continua lucrările. Mă gândesc că și locuitorul lui Dragnea... Sigur că da. Bun, și cu ea am avut discuții. Este la și cu fel doamna, de, sigur de că de da. am că avut, că doar a lucrat acolo, nu? Am a avut în altă discuții și cu dânsa pe anumite domenii, pentru că fiecare în. în minister, fiecare are sarcina lui pe anumite domenii. Pe drumuri, pe uh, infrastructură de canalizare, infrastructură școlară și așa mai departe. Fiecare are uh, un capitol de care se ocupă. Și atunci este chiar foarte ușor să și poată discuta cu tine problema respectivă. Că nu-i numai Vulcan acolo. Păi, Ne-am întâlnit zeci locali... din țară, zeci și sute de primari care veneau cu probleme și, sigur, nu pot să fie unul singur ca să le poată adică repara. că probleme sunt în toate o, localitățile. O altă, o altă, lucrare pe care o avem în momentul de față aici, sigur, este proiectarea proiectarea acestor obiective de care am discutat și anume avem uh, trotuarele de pe Nicolae Titulescu, cele două trotuare care vor servi pentru elevii care fac uh, cursurile la școli. Toate școlile din Vulcan, uh, școala uh, 5, școala 4, uh, liceu sunt aplasate pe această stradă și chiar trotuarul respectiv este uh, deplorabil. Uh, de stricat acolo și ne-am ne făcut programul ca în acest an să finalizăm aceste lucruri. Astea sunt lucrări de perspectivă. De, pe, de, de perspectivă. perspectivă, sigur și, că da. Dar în, în proiectare... că sunteți numai în faza de proiectare. Exact, în proiectare sunt actuale și acum lucrăm uh, la aceste lucrări. O lucrare care se execută acum este uh, Colegiul Tehnic Mii Viteazu. Știți bine că noi am reușit anul trecut să finalizăm, mai bine zis în 2013, să finalizăm reabilitarea tuturor școlilor din Vulcan. Drept fapt care ne-a și promovat la nivel de țară pentru fonduri europene și am luat locul întâi pe țară la infrastructură școlară în 2014. Felicitări! Lucru, mulțumesc. Un lucru, lucru care pentru hormidabil. noi ne-a onorat și rămăsese dintre toate astea rămăsese grădinițele care n-au avut, n-au putut intra în acel program și liceul n-au putut intra în Dar am reușit și proiectul cu liceul să, să obținem fondurile europene, și în acest an va fi și liceul la standarde europene, va fi realizat. Suntem la fațadă, suntem pentru izolare, în, în montaj suntem cu panourile solare, suntem cu pompele de căldură, suntem cu centrala termică care. Va prelua energia termică de la panourile solare și de la pompele de căldură. Și, sigur, a treia sursă va fi termocentrală, agentul termic de la termocentrală. Toate aceste obiective pentru noi sunt foarte importante, dat fiind faptul că s-a observat la școli ce bine a fost în momentul în care s-a oprit căldura, noi în școală am avut permanent căldură. Și toamna, până se dă drumul la agentul termic, noi avem căldură în școală și copiii n-au cum să sufere. Indiferent din trei, din trei puncte, nu există unul să nu meargă. Deci, obligatoriu, avem și suntem siguri că avem căldură. Înseamnă că anul acesta, dacă spuneți că ați terminat de reabilitat școlile, anii din urmă, pe perioada asta de vară, de când se ia vacanța, o să aveți mai puțin de lucru la școlile din Vulcan decât în alți ani. Doar ne rămâne doar să facem câteva retușuri în școli, unde copiii probabil s-au lovit de pereți, sau s-au murdărit pereții, sau s-au stricat puțin pereții din ele. Facem retușuri și obligatoriu ce se face după fiecare semestru, sau chiar în timpul semestrului sau trimestrului, se face dezinsecția în școli ca... Copiii noștri să aibă condiții deosebite și să fie într-o atmosferă plăcută în școală, să-și poată desfășura activitatea în bune condiții. Eu pentru asta am ținut, pentru că este o, un program important pentru tinerii sau pentru generația tânără în municipiul vulcan să aibă condiții de care noi nu am beneficiat. Și aceasta este una din problemele mari pe care eu le-am dorit permanent să le facem. Și să aibă probabil condiții că bune. și corpul didactic și părinții și, și, părinții și elevii, și elevii și sunt mulțumiți de mult... toate condițiile Sigur pe care le-ați creat. Da. Sigur. Un alt obiectiv în momentul de față, trebuie să spun, este lucru la la Coroești la parcări. Am început să reabilităm parcările, este lângă punctul termic în Coroești lângă E4. Am reușit să finalizăm trotuarul, acum suntem la parcare la Coroești la complex. Am făcut parcarea pentru acele autobuze duble să le creăm condiții să ducă muncitorii la, la servici și să putem să parcăm să nu curce circulația în vulcan. Toate aceste obiective, eu zic că sunt foarte importante pentru uh, municipiul vulcan și dau o notă uh, de dezvoltare sau să-i spun de menținere de, și de modernizare, și și de la modernizare la a, a municipului. Apropo uh, de vulcan. modernizare, știu că deja v-ați apucat și de drumul spre dealul Babi. Da, într-adevăr. Un alt uh, vulcan, nevrând are câteva zone adiacente care trebuie și ele aduse la, măcar și decât la standardul uh, orașului. Drumul de dealul sau. Uh, uh, drumul județean 666, cum îi spun unii dintre ziariști, drumul dracului, este deja, este drum județean și deja de la Merișori până din coace de vârful de la Bdealul Babi este realizat, asfaltat. Lucrarea în continuare, încă 3 km, este licitată și urmează să înceapă lucrările. Acum, în vara asta, ca până în toamnă să reușească să coboare până aici în oraș, este zona de la Jitea, unde am împărțit partea de intravilan. Trebuie să o facă municipalitatea, deci noi și extravilanu, îl face Consiliul, Consiliul Județean. Județean. Am discutat cu ei, Aici sunt alocați... audiență la Consiliul Județean. Da, da, găsiți, da, da. da. Trebuie să spun că uh, am găsit, uh, este licitată lucrarea și o să se apuce de lucru, pentru că, nu, într-adevăr, este adică, bă, bă, o perioadă de vă întreb, ținând cont de situația existentă la A, Consiliul Județean, nu, că -are, ne, mai, ne mai fiind președinte... Cred că, cred că nu are nicio legătură... Uh, Politic, nu, nu, la politic mă refeream, nu, nu la politică. Administrativ. Nu la politică. Dar am înțeles. Și la faptul că nefiind președinte. Este nefiind președinte, dar sunt vicepreședinții care au știut care este programul și le aveau ei un program. Bun, nu mergem mult mai departe. Ei trebuie să-și facă exact ce lor. Asta, asta am convenit împreună. Să-l preluăm noi și ce îi a construit județean până la jitea, că acolo este punctul în care trebuie să ne întâlnim. Nouă ne mai revine uh, 1300 de metri de realizat din acest drum în colonia de sus. Așa că uh, noi deja punem bazele deci la proiectare în momentul de față și până în toamnă să facem infrastructura deci și e, să uh, reușim să turnăm... Uh, uh, da, să-l să finalizați să ne, până în toamnă? Sigur că da. Suntem să ne unim odată cu cei de la Consiliul Județean da, ei lucrează. lucrează, nu? nu, încă numai acum a fost făcută licitația, fondurile există și să vină, să înceapă și cu, șantierul. Dar cu ce firme lucrează dumneavoastră în Vulcan? Uh, Sunt firme locale sau... Noi avem și firma locală Consiliu, loc, a, Consiliului a, Consiliului a Consiliului Local. local adică le, -asigura, Votermul, le asigurați locuri, locuri a... de muncă, le asigurați... 250 de oameni, 260 de oameni. E un lucru formidabil. Avem... Uh, Uh, angajați la această firmă. Bine, ei se ocupă uh, de partea menajeră de gunoaie, de selectare, de zonele verzi și de construcțiile mărunte care sunt uh, parcări. Uh, deci toate cele, de toate care, cele în care Știți cum e. Dar sunt, în este o groapă, nu putem să facem o licitație cu o firmă un, mare, un că foarte ce foarte să facă. Bun. Și atunci vine vin și uh, ei realizează. Uite, de exemplu, acum de mulți ani n-am reușit să ridicăm acele uh, guri de scurgere gaigărele astea pentru apa meteorică. Sigur, uite, cu succes am reușit să facem un vulcan cu acești oameni care uneori unii îi hulesc că, că nu sunt meseriași și că nu. da. iată că am făcut lucrări foarte bune. Iată cinematograful și, cu ei l-am făcut. Și, și probabil că vă costă și mai puțin decât Sigur dacă da. ați face cu o altă firmă Sigur. cu renume probabil și că, cu licitații în, de alea pompoase în, în și așa rând, mai departe. În primul rând... Este important că dăm de lucru la oamenii noștri Hai, din vulcan, locurile să de menținem lucru cât de cât un pic, chid că ele sunt chiar puține în funcție de numărul de cetățeni pe care îi avem. Sigur, aici mai este de lucru, noi avem în program câteva direcții de, de realizat în acest sens politicul împreună cu administrativul trebuie să pună să se pună cap la cap, să putem rezolva aceste probleme pentru comunitățile, nu numai din Vulcan, cât și din celelalte localități ale văii păi Jiului, da, pentru că regulă, toate cam aceleași probleme le avem în Valea Jiului și sigur este necesar, infrastructură este necesar. În momentul de față discutăm despre transportul în comun, discutăm la nivel de Valea Jiului, discutăm despre uh, un pact sau proiecte uh, pentru întreaga vale, deci nu numai uh, pentru un oraș uh, oarecare, ci acum discutăm problema termoficării uh, pe Valea voiam, voiam să Deci uh, și eu. Uh, pentru că se discută foarte mult de închiderea minelor, toată lumea uh, și ea tot felul de sau Născocește tot felul de lucruri, da, într-adevăr, sunt cele trei mine care sunt pe închidere, se vor închide, dar noi trebuie să ne uităm puțin spre Aninoasa, unde s-a închis mina. Și ce am rămâne, văzut, am văzut toți vedem ce toți cu oraș, că nu? este dezastru. dezastru. Și atunci, sigur, trebuie să, trebuie să intrăm cu un alt suflu către guvern. Aici trebuie să, să, să vă adunați toți primarii din Valea Jiului și să mergeți să susțineți un, un punct de vedere împreună, comun. Avem un, un program împreună și pe fonduri europene să încercăm să atragem fonduri pentru Valea Jiului, astfel încât în fiecare localitate a Valea Jiului să se dezvolte ceva ca tinerii să aibă cât de cât să aibă locuri, în de muncă. Să aibă locuri de muncă. Pentru, și, și să rămână aici existent, domnul primar, pentru că până la urmă rămânem fără populație în Valea Jiului dacă... Toți tinerii pleacă pentru da, faptul că nu găsim locuri de muncă. Sunt, sunt obiective uh, pe care noi trebuie să le uh, avem în vedere, să le menținem și, desigur, să le putem dezvolta. Un alt obiectiv. Uh, ne oprim aici, domnule primar, pentru o scurtă pauză publicitară și vom da. continua despre celelalte obiective și alte probleme din administrația publică locală din Vulcan, după pauza publicitară. Publicitate, vă rog.

Începând cu 11 iunie puteți vizita zilnic între orele 9 și 21 strandul Lupeni. La noi găsiți apă încălzită și filtrată, terasă și restaurant, teren de volei și șezlonguri, garderobă inclusă în preț și dușuri cu apă încălzită. Tarifele sunt în felul următor, de luni până vineri pentru adulți 12 lei, iar pentru copii 8 lei, Sâmbăta și duminica pentru adulți 15 lei, iar pentru copii 10 lei. După ora 17, intrarea costă 5 lei, iar un abonament cu 10 intrări, 100 de lei. Vino și tu la strandul din Lupeni pentru a-ți face vara mai răcoroasă. SC Visa S.A. Petroșani angajează șofer profesionist categoriile B, C și E. Se cere experiență ca șofer pe tir în trafic intern și internațional, domiciliul stabil pe raza văijiului, cart tahograf testat transport marfă și analize valabile, cunoștințe mecanică. Se oferă salariu atractiv, plata la timp și mediu de lucru plăcut. În intenția de a lua legătura cu noi, vă rugăm să trimiteți CV-ul la adresa de e-mail officearondvisa-sa.com pe fax la 0254 545 454 sau direct la sediul societății din strada Independenței numărul 5. pui de o zi la fel de pufoși, acum mai avantajoși. Am redus prețurile. Pui de o zi, furaje, hrană pentru câini și pisici. În toate cele 250 de magazine Agroland din țară. Jiul Exchange SRL vă oferă cel mai mic comision din Valea Jiului de doar 0,25%. Totodată beneficiați de un bonus de 10 zile cu comision 0. Doar la noi găsiți seriozitate și servicii de calitate. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona cinema, Petrila lângă Alazet, Petroșan lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul Exchange SRL. Diferența se vede în buzunarul tău. Hotel Belvedere Amfiteatru, perla litoralului românesc. Te așteaptă la mare cu pachete de 5 nopți, începând de la 270 de lei de persoană sau de 3 nopți, începând de la 172 de lei de persoană. Cazarea se face în camere de 2 stele sau 2 stele plus. Copiii au gratuitate în limita ofertei disponibile. Se acordă discounturi considerabile la plata sejurului în avans. Hotelurile sunt situate pe plajă, poziționate în buza mării, ceea ce face din Belvedere Amfiteatru complex complexul hotelier cu cea mai bună poziționare de pe litoralul românesc. La Belvedere Amfiteatru te așteptăm și cu restaurant terasă, cu peste 400 de locuri cu vedere completă la mare. De asemenea, ai acces gratuit la piscina hotelului pe toată durata sejurului, internet wireless gratuit, acces gratuit la sala de fitness, locuri de joacă pentru copii, room service gratuit până la ora 24. Rezervă-ți acum un loc la Hotel Belvedere Amfiteatru pe e-mail rezervarea rond Belvedere litoral.ro sau la telefon 0746 450 726. Sece Max Asalt SRL angajează muncitori necalificați, muncitori calificați finisor, zidar tencuitor și alte categorii de muncitori în construcții. Experiența constituie un avantaj. CV-urile se depun până la data de 5 iunie la sediul firmei din Petrila, strada Republicii numărul 27A. Relații puteți obține la numărul de telefon 0723 291 495. Societate comercială oferim spre închiriere spațiu comercial situat în Vulcan, zona Gira primărie din termopan, suprafață totală 12 metri pătrați, branșat la utilități, posibilitatea extindere la 20 de metri pătrați în următoarele condiții. Chirie 200 de euro plus TVA pe lună plus taxe în valoare de 762 de lei pe an. Perioada minimă de închiriere 12 luni. Spațiul este ocupabil imediat. Se percepe în avans chiria pentru lunile contractuale 10, 11 și 12. Solicităm și oferim seriozitate. Spațiul comercial se află într-o zonă cu vad comercial foarte bun și a funcționat mult timp în domeniul panificației. Mai multe relații puteți obține la numărul de telefon 0773 349 513. Ofertă educațională a școlii gimnaziale Igeduca Petroșani pentru anul școlar 2015-2016. Două clase a cincea intensive engleză pentru care înscrierile au loc în perioada 11-22 mai. Studierea limbii germane, grădiniță și clasele pregătitoare. Pentru înscrierea la grădiniță vă așteptăm în perioadele 11 mai, 12 iunie și 22 iunie, 31 iulie. Înscrierile vor avea loc la Secretariatul Școlii cu sediul în strada Șteo Iosif, numărul 4. Informații suplimentare puteți afla de pe site-ul școlii igeducapetroșani.ro și la numărul de telefon 0254 542 3, 4, Elita învățământului Hunedorean, Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșan vine cu o ofertă educațională nouă pentru anul școlar 2015-2016. Colegiul pune la dispoziția elevilor o clasa 5 a cincea cu studii intensive de engleză, la care se poate înscrie orice absolvent de clasa 4 a de la orice școală din Valea Jiului. Totodată, în structura noului an, vor fi 5 clase a noua, filiera teoretică, respectiv trei clase cu profil real, specializările matematică-informatică intensivă engleză, matematică-informatică, științe ale naturii. Două clase cu profil uman, specializările filologie, filologie intensiv engleză și intensiv franceză. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0254 541 574 sau la Secretariatul Unității pe site-ul școlii cnm-petroșan.ro și pe pagina oficială de Facebook cnm.petroșani. Colegiul Național Mihai Eminescu, un viitor mai bun pentru copilul tău. Pentru o viață sănătoasă faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. un magazin sportiv de-a lungul timpului, interviuri, partide memorabile, lumea sportului, numai la emisiunea Arena, o emisiune realizată de Genu Tuțu. pădurilor va stopa de frișările ilegale. Informează-te www.apepăduri.gov.ro Am revenit în direct în studioul Capital TV, unde îl avem ca invitat pe domnul primar al municipiului Vulcan, Gheorghe Ile. Domnule primar, reluăm discuția pe care am întrerupt-o de la pauza de publicitate și aș vrea să vă Amintesc ceva. Vă rog. Suntem în luna iunie și în această lună aveți trei ani din actualul mandat, nu? Așa este. Într-adevăr, <laughs> aveți dreptate. Sunt trei ani de zile, mai este un an din acest mandat, și doresc în mod deosebit să ne înfăptuim tot ce ne-am propus și ce am propus cetățenilor Municipiului Vulcan în acest mandat să realizăm, pentru că altfel lucrurile stau destul de rău. Eu consider că în fiecare mandat am realizat câte ceva din obiectivele importante ale comunității noastre și vreau să las în urma mea, pentru că nu suntem, nu moștenim Pământul și nici funcțiile. Noi suntem trecători pe acest pământ și fiecare dintre noi trebuie să lase ceva în urma lui să realizeze uh, pentru comunitatea uh, care și-a pus încrederea și au dat uh, votul pentru un mandat uh, cel puțin de patru ani de zile. Eu consider că uh, este nu numai atât. Uh, ca obligația de pentru genul este și o responsabilitate morală a fiecăruia dintre noi să realizăm tot ceea ce se poate pentru comunitatea noastră. Știu că v-am luat pe nepregătite cu întrebarea asta, dar, dar o să merg mai departe. Dacă ar fi să nominalizați cea mai mare realizare a actualului mandat, este, care ar fi aia? Colegiul tehnic mi-a Colegiul Tehnic al da. adică și, renovarea lui. Și cartierul, lui, re, da, și cartierul da, Sunt două obiective uh, foarte importante și necesare în același timp. Că probabil am spune, am făcut uh, ceva, un trotuar, da, dar și fără a putea să fie. Mergea lumea chiar dacă nu era făcută asta. Dar uh, cele două obiective sunt de o importanță sunt de o de departe cele, mai importante, cele mai importante, da, în acest mandat. Uh, dacă toți suntem la capitolul ăsta intenționați să mai candidați încă un mandat, nu? Da. Că multe, da, voci, multe voci spun că s-ar putea să nu, s-ar putea nu, să da. Nu. Partidul pe listele a voi candida este Partidul Social-Democrat. Da. Și deci veți candida pentru și încă care... un mandat. Da. Vă doresc succes, domnule. Mulțumesc. Mulțumesc. Revenim la discuția de administrație publică, pentru că am luat-o un pic mai pe alături. Aș dori să, -mi spune, să ne spuneți ceva și să spuneți cetățenilor despre turism. Că noi tot vorbim despre alternativă la minerii, despre aia, despre aia, despre aia, despre aia. Știm că dumneavoastră la Vulcan, cel puțin în pasul Vulcan, chiar ați făcut ceva în sensul ăsta pentru a dezvolta turismul. Da. Cum se derulează turismul? Din păcate, sigur, merge mult mai greu pentru că nu avem a doua treaptă a, nici începută, măcar, doar în proiectul final trebuie să fie a doua telegondolă care face legătura între pasul vulcan și straja, unde cu adevărat pe, a, pe acele de la vârful straja în jos a, sunt. A, localizate cele mai lungi pârtii de schi. Dar și așa, până în prezent, noi în pasul Vulcan avem două pârtii de schi, avem omologate aceste pârtii de schi, astfel încât noi ne putem desfășura activitatea. Pe lângă astea, sigur că se mai întâmplă și alte necazuri, avem o problemă pe malurile care, unde a fost făcută parcarea, se deplasează o falie de alunecare din cauza ploilor și a plecat malul. Avem un program de consolidare a acestei, acestui mal, o parte din el, de pe o, pe o lungime de circa 20 de metri, unde trebuie să facem forajele necesare. Firma respectivă a primit deja proiectul și este în garanție și vine și face în această vară, face consolidarea acestui mal. Zic eu unde ar fi o problemă. Pe urmă, partea cealaltă de construcții, de că suțe de vacanță au fost licitate 60 de parcele, lumea nu prea are bani de construcții. Uh, și... Sigur, asta din perspectiva celor ce face primăria pentru dezvoltarea bazei deci, turistice așa, ai, avem... Dar uh, aș dori să vă referiți și la, la turiști. Avem... turiști numărul de turiști a crescut deci, nu a crescut, pe vin, oamenii, iernii, vin oamenii vin da, oamenii în Pe timpul vânca. ierni am avut, am avut turiști la schi chiar foarte mulți din păcate n-au locuri de cazare în Pasul Vulcan. De-aia zic că discut despre construirea de căsuțe de vacanță, de construirea unor hoteluri în poate zona respectivă. Să să construiască un hotel. Am dat, avem unul care deja are proiectul făcut să construiască un hotel în zona respectivă, dar din acest punct de vedere nu n -am, n am reușit încă să atrage și să vină investitori în Valea Jului, ba mai mult și tot ceea ce s-a discutat până acum cu ilegalitățile, că este construită, că e ilegal făcută, că merge nicăirea, că toată lumea își dă cu părerea că se pricepe, nu se pricepe în acest sens. Dar un obiectiv turistic făcut rămâne, rămâne. într-adevăr și se poate lega mai departe altele. Eu nu m-aș da exemplul celor din straja. Da? În straja cu deja 40 și ceva de ani când s-a făcut scaunul, Era Marchiș, era director la Mina Lupeni. Țin minte, era Uh, membru în mare adunare mare, națională, mare, 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 mare. pentru mare. că a fost prins de corpul de control că acel făcut acel, notat afară din Marea adunare națională. Iată că Marchiș Mar trăiește, chiar dacă cu anumite sacrificii sau dar. De atunci și până la montarea noii telegondole, s-a folosit lumea și de el. A rămas. Vedeți? A rămas. Vedeți? Aici este o problemă. Deci, el a rămas. Eu consider că nu s-au făcut uh, ilegalități, s-au făcut uh, tot ceea ce trebuia și am făcut tot ce e posibil uh, pentru Pasul Vulcan. Am făcut și drumul până sus, uh, au telegondola, doar acum trebuie să vină să-și pună în aplicare tot ceea ce doresc să-și facă. Un hotel, o căsuță de vacanță, ca să aibă turiștii unde să se, se caze. în momentul de, de, de față. Și sigur, și celelalte obiective. M nici nu cred că vom sări uh, prilazul dintr-o dată să avem și să cred că de mâine toată lumea va fugi și va în construi de hotelul. De hotelul dar, și... Nu, nu. Este. nu. Avem răbdare, Avem. nu se construiește dintr-o dată. Uh, Chiar din acest motiv, eu am propus guvernului să treacă în zonă rurală aceste zone pentru ca să se poată dezvolta, să, să, putem, să putem obține, să putem obține fonduri, fonduri europene, pentru că aici, acum, pe zona rurală, vor fi, din 2015 în 2020, vor fi foarte multe fonduri europene pentru turism. Și atunci am putea dezvolta aceste zone, îi spunem noi apofizele orașelor din Valea Jiului, cum e Dealu Babei, cum e Pasul Vulcan, cum e Straja, cum e Câmpul Uniag, toate aceste localități, dacă vor fi trecute în zona rurală, noi prin Consiliul Local le-am trecut și le avem toate în zona rurală, astfel am putut și obține anumite proiecte pe ele, dar pentru fonduri europene trebuie să fie recunoscută reconscut. de guvern prin ordonanță de guvern aceste zone. Sigur, așteptăm în continuare să înceapă să dezvolte. Avem, uh, proiectul, avem proiectul depus pentru alimentarea cu apă, avem proiectul uh, depus la București pentru uh, canalizare. Iată, uh, toate facilitățile a iluminatului uh, creez, uh, în zona... respectivă infrastructuri corespunzătoare. corespunzătoare doar omul să vină să înceapă să construiască alimentarea cu... cu energie electrică. Avem proiectul... Deci, toate le avem uh, pregătite, doar... Uh, momentul de față, știți cum spunea cineva, zice, păi într-adevăr așa este, faci și acolo sus, dar uite, n-am terminat în oraș toate lucrările și sigur, obiectivele sunt care e cel mai important, ce ne arde pe degete în momentul de față? Uite, ne arde aici, e, și de aia și mai lăsăm puțin, pentru că... E mai important totuși. Eu nu întâmplător v-am întrebat despre numărul de turiști, dacă au fost, vin, e în creștere și așa mai departe, pentru că există multe voci, știți și dumneavoastră, care zic că S-a construit ele gondola degeaba În a, părerea lor și, da, De aia v-am întrebat Ca să să punctați această chestiune Pentru că numărul de turiști a crescut Adică oamenii vin da, la Da, sigur, și, am avut și, și chiar foarte mulți Și în condițiile în care nu există Parcarea existentă ce Momentul de față nu a avut Loc mașine și s-au lăsat mașinile pe drum până aproape jos. Vreau să, vreau să spun ceva că dumneavoastră știți foarte bine toate aceste lucruri. Noi nu putem să construim nicio casă fără fundație. Deci am plecat de jos și am început să facem toate facilitățile ca cei care vor veni și vor dori să construiască ceva în Pasul Vulcan să poată uh, face acest lucru, să nu pună condițiile, păi că -avem, nu avem apă, nu avem canalizare, nu avem lumină, nu avem condițiile, nu, nu, avem puzul aprobat de București, avem... Uh, aprobat de către Consiliul Local astfel încât uh, suntem să primim permanent și să licităm care dorește, poate să vină să liciteze un spațiu mm. uh, în Pasul Vulcan să-și construiască să o căsuță. Până Atunci... acum ziceam, nu se dau autorizații, că nu se dau. Na, acum Uite, se dau să... și poate să vină să, să construiască. Să sperăm că cei care ne audă, ne aud, acum poate, acum poate să vină să, să... Să... să liciteze și să-și ieie un să spațiu să construiască. Și cei uh, care vor să construiască. Uh, dar știți cum, uneori și presa a stricat că s-au făcut ilegale, că nu sunt corecte, că nu... Ce nu-i corect? Ce nu-i bine? Este totul corect. În Pasul Vulcan toate spațiile sunt corect licitate, că au venit un pentru... Păi dacă nu au fost cine să liciteze, au fost o singură persoană, păi ce ai vrea să mă duc după el acasă? Nu se poate. Sunt corecte și poate să vină liniștit să, să Sperăm să că acum v -au auzit toți cei interesați și vor veni să construiască și sigur, acolo. Sunt după un, după un program foarte bine stabilit în pasul vulcan, construcțiile astfel încât să nu fie înghesuite, să aibă fiecare teren adică o un spațiu, modern. modernă. O modernă da, cu drumul, drumuri, să... cu tot ce facem grămadă. Accesele, da. Spunea să vedem cele care ne ard. Cred că una din problemele care ard în vulcan este canalizarea. Canalizarea, am reușit să realizăm 70% din canalizare în municipiul Vulcan anul trecut și sigur să finalizăm anul acesta unele din ele. Avem în obiectiv, în etapa a doua, a acestui proiect modernizarea, canalizare și alimentare cu apă Valea Giului, un proiect câștigat pe apa serv Valea Jiului. Eram președintele ADI în perioada respectivă și am fost de ansemnat pentru acest proiect de pentru 40 de milioane de euro, astfel încât Petrila, Petroșaniu, Aninoasa și Vulcanul sunt realizate în proporție de 50-70% din lucrări. Urmând ca să se realizeze în continuare până la 100% în aceste localități, și plus de asta să înceapă lucrările de canalizare la Lupeni, la Uricani și magistrala. Asta este una dintre problemele cele mai importante pentru noi, pentru că magistrala trebuie reabilitată integral, sunt foarte multe spărturi și pierderi enorme de apă în acest sens. Eu zic că. Din punctul de, meu de vedere al canalizării, eu zic că am rezolvat nou, ne rămas câteva străduțe de făcut canalizarea și vom, vom finaliza integral în municipiul vulcană această operațiune pe care, într-adevăr, era necesară. Foarte multe dintre cele care au fost făcute înainte s-au colmatat sau n-au fost spălate și ieșa, da, uh, dată ieșa afară la ploi, se la ploi. Se și acum o. uneori în unele zone din cartierul central este din canal este apa, dat fiind faptul că pe blocuri care n-au șar, șarpantă la bloc scurgerea apei meteorice este pe centru blocului și atunci debitul de apă este mult mai mare și atunci automat împinge capacele. Noi alea trebuie să le rezolvăm într-un alt sistem. Și am început cu blocurile care au fost acoperite și făcut acoperiș tip șarpantă. Apa nu mai se scurge pe, în bloc, așa că nu avem probleme în zonele respective. Deci, Încă, deocamdată, a, mai trebuie a să ars, lucrăm. dar nu mai arde. Nu arde, parțial numai. Sunt unele zone unde, într-adevăr, mai trebuie să lucrăm. Să rămânem tot în... Zona aceasta a lucrărilor edilitare și a celor de întreținere și reparații pe care le are primăria. Și v-aș ruga să ne spuneți ce intenții aveți în această vară cu sistemul de termoficare. Că mă gândesc că în fiecare vară trebuie să rezolvați anumite lucrări și în acest domeniu. Că Eu, firma, firma este în subordinea Consiliului Local. Deocamdată, da. Spuneam mai de mult că introducerea gazului, gazului metan, în localitățile noastre era prevăzut doar pentru arzătoarele la bucătărie, nu și pentru centrale. Dar, văzând lumea că merge mult mai bine, are permanent căldură, are apă caldă permanent, a trecut lumea și s-au făcut instalațiile de gaz în, pe centrale uh, proprii. Dar începem să observăm că uh, consumul și cheltuielile uh, cu încălzirea pe gaz sunt uh, foarte mari și cresc. Chiar tă, din uh, luna iulie începe iar să se scumpească 6%. Cu, cu 6%, probabil până în toamnă, încă cu 6% și mai departe, și costurile vor fi mult mai mari. Ceea ce putem să spunem că în Valea Jiului am împreună cu toți primarii, am reușit uh, să ne întâlnim și să facem un ADI pe termoficare, termoficare Valea Jiului. Ce va rezolva această, uh, acest ADI pentru Valea Jiului? În primul rând, să ne unim toți și să facem o singură uh, societate. Societate de termoficare Valea Jiului. Cu, sigur, centru la Paroșeni, pentru că acolo este uh, uh, punctul. Interrupă, infătrați-vă ideea se intenționează să alipiți și celelalte două orașe care nu da. au termoficare, adică Petrila și Uricaniu? Da, 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 avem în program acest lucru și de ce vă spun că este un proiect pe care l-am gândit toți împreună, pentru că sunt fonduri europene și vrem să accesăm fonduri europene pe administrațiile publice, să reabilităm toate instalațiile și să extindem rețeaua de uh, alimentare cu energie termică și la celelalte localități, cum e Petrila și cum este uricaniu uricani. și aninoasa are aici jos, este doar numai trebuie să reabiliteze și este prinsă și aninoasa, astfel încât să putem să uh, dăm cetățenilor căldură la un preț mult mai mic dacă se reface toată instalația, dacă reușim să reabilităm coloanele principale și coloanele din bloc pentru fiecare apartament în parte, să schimbăm coloanele, ca secțiunea prin care circulă apa să nu fie obturată de rugină și așa mai departe, să fie curățate caloriferele, am observat că, virgulă, căldura ajunge chiar foarte bine. Și dau exemplu. Cine nu crede să vină în vulcan, la, G la G8 și G10, iarna se deschide geamul și vin oameni și îmi spun: dați mai puțină căldură, că ne sufocăm. Nu plătește mai mult de 100 de lei pe lună. Deci, haideți să vedem ce se poate face. Acolo ce am făcut? Am, am schimbat toată rețeaua, s-a făcut instalația nouă și sigur am pus filtre, să nu mai intre să se depună în toate interstițiile, în calorifer și atunci circulă apa destul de bine și căldura o are omul. Iată un lucru pe care dorim să-l facem cu această energie. și să reabilităm și să vedem, să reabilităm toate punctele termice. Eu zic că dacă termocentrala Paroșeni își va menține propunerea de a prelua această Uh, instituție, această societate, îi spunem, să o preia la ei și să dea căldură pe întreaga vale, numărul cetățenilor care se vor rebranșa la căldură va fi mult mai mare, pentru că va fi și mai ieftin. Și se va consuma și cărbunile. Uh, și din cărbunile mine, din vale jurul pentru termocentrală. Uh. Este o, un al doilea uh, obiectiv pe care, în afară de energia Electrică pe care o produce termocentrala este și energia termică de la. Și se primesc acele bonuri. Bonuri de la. de la generare. stat. Da. Uh, domnule primar, mai avem uh, circa 3 minute, 4. Uh, pe finalul emisiunii v-aș ruga să ne spuneți ceva despre Nedea vulcanică, că dumneavoastră vă pregătiți de sărbătoare. Uh, și nu ne -a... spuneți nimic. Da, așa este. Ei nu spunem. Spunem dacă. Spunem, nu. Dumneavoastră, dacă, dacă, dacă trebuie. Dacă, dacă, în primul da, rând, dacă, dumneavoastră trebuie să sunteți moderatorul și uh, e normal să să discutăm și problema asta. Uh, una dintre cele mai mari sărbători ale vulcanului este Nedea Vulcan, și din Valea Jiului. Pot și să a mai lung de uh, vivă. Da, e, 43, de 43 de ani, a 43-a uh, ediție edi... va fi acum. Nedea vulcanean întotdeauna a plecat prima și prima dată, a plecat din Dealul Babei, călare pe cai, a venit în vulcan, ea s-a -a, -a tot completat la această încă cu ceva obiective. Până la urmă am ajuns în momentul de față să avem un complex de activități în cadrul Nedei vulcanene și sigur vom începe săptămâna Nedei vulcanene din data de. 21 parcă așa din 22. Așa vom 22. începe activitatea cu cu activitățile sportive. Da, revin și spun că deja am început activitatea sportivă și se desfășoară începând de astăzi, se desfășoară fotbalul. Nedei Vulcanene, deci Cupa Nedei Vulcanene, unde sunt antrenate foarte multe, echipe. foarte multe echipe din cartiere, din unitățile de pe raza vulcanului și acum am venit chiar înainte la stadion și sunt foarte mulți tineri și acest lucru pe noi ne încântă și ne bucurăm că vin foarte mulți tineri la sport pe unde este cu adevărat sănătate și îi antrenăm în aceste activități sportive. Această săptămână vor fi alergări, vor fi uh, crossu, uh, vor fi e, pentru e, cei e mici role, e. vor fi biciclete. Uh, toate activitățile se vor încheia uh, joia. Uh, joi, când vom avea uh, întâlnirea cu cei care au împlinit 50 de ani de activitate într-o familie, o o vârstă uh, foarte frumoasă, să fie nunta de aur sărbătorită de către consilierii, Consiliul Local și Primărie, vor fi sărbătoriți uh, le aceste diplome, probabil, le, diplome le, le facem câte o surpriză la aceste familii și sigur ne bucurăm alături de ei și din ceea ce, uh, din luările de cuvânt să ne spună și noi cum au suportat atâția ani unul pe celălalt, pentru că sunt mulți tineri care vin după doi ani de zile de căsătorie și vin și îmi spun că nu se potrivesc, că nu se înțeleg și divorțează. Și am zis, măi, dar părinții noștri cum au reușit să trăiască 50 de ani împreună, să se suporte și condițiile care erau atunci, după război și așa mai departe, iar tinerii de astăzi nu reușesc să se înțeleagă pentru că nu au pic de responsabilitate de familie. După care vineri vom avea pe Bulevardul Miai Viteazu vom avea uh, o prezentare a tinerelor talente din Vulcan, uh, din Valea Jiului. Toți uh, acești tineri care doresc să vină pe scena din Vulcan să se afirme și, desigur, unde noi uh, selectăm uh, aceste talente uh, pentru viitor. Sâmbătă vom avea uh, formații uh, consacrate. Uh, Celia, pot să spun, Hara uh, și sigur, duminică vom avea Parada Portului Popular unde vor participa și sportivii noștri din Vulcan uh, cu, și se va încheia cu un spectacol de muzică populară la Brazi, unde de obicei această activitate se, se desfășoară, se încheie duminică seara vom să încheiem această activitate. Este o este o... un program destul de încărcat, deja lucrurile sunt aprobate de către Consiliul Local, doar nu mai trebuie să le respectăm, să le punem în aplicare noi primăria, împreună cu consilierii, vom participa cu toții la această mare sărbătoare a Vulcanului și sigur dorim pe această cale să invităm toți cei care doresc să vină la această sărbătoare, vom încheia sâmbătă seara, vom încheia cu un joc de artificii, sigur plăcut tuturor și, desigur, să ne putem întâlni, să socializăm cu prietenii, să invităm uh, prietenii noștri pe toți pe care îi avem să vină alături de noi, să ne bucurăm și noi de ceea ce am reușit să realizăm până acum în municipalitatea Vulcanului. Domnule primar, pe finalul emisiunii vă rog uh, un mesaj pentru cetățenii municipiului Vulcan. Trebuie să spun și să informez tutur toți cetățenii Municipiului Vulcan și să mulțumesc pe această cale, în mod deosebit, membrilor PSD-ului care au participat la alegerile care au avut loc de curând. Le mulțumesc pentru încrederea pe care mi-au acordat-o să-i reprezint ca președinte în municipiul vulcan și tuturor celor care doresc și sunt alături de noi să vină alături de, de formațiunea noastră să putem construi ceva pentru noi, pentru tinerii noștri, pentru că noi cei mai cu vechime, să nu-i spun cei mai bătrâni, avem încă multe de să învățăm pe cei tineri și îi așteptăm să învețe să poată prelua hățurile, cum le spune la țară, deci să poată prelua conducerea acestor comunități din mers, fără să se oprească, pentru că orice timp pierdut este pentru societatea noastră o oprire în timp și nu este corect. Dorim ca toată lumea să vină cu probleme, cu idei, să putem dezvolta comunitatea noastră. Suntem parteneri față de toată comunitatea vulcanului și de societatea civilă să vină alături de noi, să discutăm problemele, ceea ce dorim împreună să facem. Domnule primar, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul Capital TV. Vă mai invităm și altă dată. Mulțumesc. Și vă spun la revedere. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. O seară cât mai frumoasă vă doresc.